avem unboxing cu haine și cadouri de Paște, deși suntem în martie, ceea ce înseamnă că voi o să vedeți acest clip abia după Paște. I'm sorry, not sorry, dar nu pot să stric surprizele. Avem aici haine de la Stradivarius, ați văzut deja o parte din hainele pe care mi le-am luat și avem aici o pungă de la Primark, nici nu știu cu care să încep. Hai că sunt cei mai interesant la urmă, nu? Bine, și ceea ce e aici este foarte interesant. Eu m-am dus în Primark ca să cumpăr mai multe porfarduri de genul acesta, cu litere, dar nu mai aveau decât cu H, cu G și cu J. Voiam să iau 3 cu A și 1 cu M și unul din ăla mare cu Y, long story. Dar nu am găsit, așa că mamei mele i-am luat cu G, pentru că o cheamă și Georgiana, iar pentru Aisha și Mihai l-am luat roz. Mă bucur că au mutat portfaturile acelea în alt loc sau mă rog ce a mai rămas din ele și că am văzut aceste chestii roz. Au fost 14 euro bucata. În cel mare se pot pune fie produse de skincare, de body care, fie make-up, dacă ești obsedată ca mie de make-up și ți-o grămadă de machiaj, dar persoane care nu își iau după ele într-un travel, într-o călătorie, atât de multe machiaje precum îmi iau eu, cred că aici ar putea pune gel de duș, balsam, șampon sau, uite, ar fi un loc foarte, foarte bun pentru a pune lenjerie, șosete, sutiene, etc. Dar avem și aceste două porfarduri mici, care sunt super, ultra, mega adorabile, se vede cât clipiceau, da? Și acesta negru are și niște desene și, din câte mi-aduc aminte, am băgat un pic degetul într-unul dintre ele, într-unul dintre porfarduri. Mai știu care, hai să nu, care un blocator acolo, dar are un blocator. Am băgat în unul care era la raft și este mat, este pufos, este așa de interesant la atingere. Și atenție, și handle-urile și mânerele acestea au și ele scripici, da? Deci, vă rog frumos să se punteze rozul și scripiciul, pentru că ambele prietene din România sunt foarte pasionate de roz. Aici e mai mult cu movul, dar îi place foarte mult și rozul. Așa cum am spus, mamei am luat un porfar de genul acesta cu G, are, o să-i pun un bilețel înăuntru cu A, nu mai aveau, sorry. Am mai luat niște chestii, uite, nu m-am gândit să iau și mamei. Și aceste, de ce am doar unul? Trebuiau să fie două, trebuie să mă duc din nou. Unul pentru Aisha, unul pentru Mihaela. Sunt elastice de păr, dar hei, hei, unde e fratele ăstuia? Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Trebuie să fie pe undeva. Trebuie, că eu sigur am pus mâna pe două. Ok, mi-am luat și mie un tricou, pentru că nu puteam să mă abține. Am uitat de șapcă. Am văzut la un moment dat o șapcă cu E. Nu eram sigură dacă o să iau sau nu și cred că o să mai iau niște șepci cu litere și la alte persoane. Eu o să o iau pentru alergat. Mi-am luat acest tricou care cândva era și pe negru, dacă mi-aduc bine aminte. Nu, era alt tricou, acel tricou pe care l-am căutat și nu l-am mai găsit. Acel tricou pe care l-am văzut când eram cu mama și nu mi l-am luat ca să nu-mi iau prea multe chestii, cum fac eu de obicei, după cum se observă. Acesta a fost 6 euro. Nu am nimic dungat. Aba, da, am ceva dungat de la mama cu alb și albastru. Ok, unde punem, cum punem, uite aici punem. Ei bine, mai trebuie să mă mai duc să-i mai cumpăr Mihaelei chestii, pentru că nu am găsit accesorii roz. În prima fază voiam să iau porfadurile acelea cu litere și eventual niște machiaje, doar că dacă am găsit chestiile astea cu stitch, a trebuit să îi leau Aisha. Aisha este foarte obsedată de stitch, dar la modul foarte obsedată și am luat aceste inele. Unul văd că este simplu. Sunt aceste inele, sper că se observă, cu diverse treburi. I-am luat și aceste broșe, care sunt adorabile. Asta e cu verde! Uitați broșele astea, deci sunt super, super, ultra, mega adorabile. Inelele au fost 5 euro, broșele 5,50. Cerceii au fost 5 euro. Și o să spun de pe acum, să-l fixez pe ăsta, o să spun de pe acum că cel cu E este al meu. Dar îmi plac și florile cu albastru. Cred că o să mă duc să-mi cumpăr și un set ca să nu fiu nesimțită să zic aici, hei, vezi eurile alea? Da, sunt foarte drăguțe, chiar. Dar și ăștia îmi plac, da, cred că o să-mi iau și mie. Haideți să vi le arăt fără să le mișc prea tare ca să înțelegeți ideea. Le pun în stânga și le iau pe asta din dreapta. Totul a plecat de la acest breloc. Ai să-mi va picioarele. Nu-mi spune că erau cu litere și eu am luat cu S.
stau și literă. Ai, poate să o dea jos sau dacă eu mă duc și îl schimb și caut cu A, deși alea cu A nu prea se găsesc. Pentru că majoritatea numelor sunt cu A și acest e un ananas, cred, pentru că are ciufola verde. E un ananas murtus. Ok, Mihaele, i-am luat chestia asta cu roz, aveau și cercei cu Barbie, doar că cercei nu aveau nimic roz, erau doar niște inimioare din astea aurii, iar Mihaela nu poartă cercei mari. Și am mai găsit și chestia asta cu Stitch și am căutat o grămadă, să iau două, și n-am găsit. Da, deci pentru aici avem chestiile cu Stitch, v-am să iau și Mihaelei creion din ăsta cu Stitch, dar nu am găsit. Deci acum trebuie să mă duc să-i mai iau și Mihaelei un creion, ca să fie egală treaba. Avem câte un umbrelă pentru fiecare și încă 3 folii cu accesorii. Da, o să trebuiască să mă duc să-i mai iau chestii Mihaelei. Acum haideți să le punem la loc în pungă, poate reușim să filmăm un unboxing și pentru TikTok, pentru că efectiv eu între pat și geam în momentul de față am pungă lângă pungă, lângă pungă, lângă pungă, lângă pungă. Pentru că am zis că le țin în pungi până filmez și pentru TikTok. Bine, ce mai de la H&M a fost deja purtat în mare parte. Mai am o blusă și un hanorac, un plover, pardon, care n-au fost purtate. Și o să le fac și lor cândva un unboxing. Bine, mai întâi ar trebui să mă duc la H&M să-mi cumpăr ceva ca să am pungă, ca să fac, facem unboxing H&M. Anyway, long story short, am destul de multe pungi și cred că am două care nu au fost filmate încă pentru YouTube. Acum haideți să trecem la Stradivarius și o să încep cu această superbitate, care nu știu ce mi s-a părut în prima fază, că are două lanțuri, era cumva probabil prins așa unul dintre ele. Mi-am crezut că are două lanțuri, ceea ce ar fi fost mult mai interesant, dar și am crezut că scurte. Ba nu, stați că e interesant și așa, pentru că pot să o port și așa și pot să o port și așa. Nu, nu o să o port așa. O să scurtez lanțul, o să-i fac două din astea. Sau pot să-l prind așa, ia stați puțin, scuzați-mă că vă țin pe loc și nu e nimic interesant, dar vreau să încerc ceva. Vreau să bag o zadină asta prin hangerul ăsta. Gata? E gata. Păi, cred că o să mă mulțumesc cu treaba asta. Arată suficient de interesant? O să o mai reglez eu dacă e pe parcurs. Gințile la Stradivarius sunt 15 euro. Știu că poate dacă stai să calculezi în lei, poate ajungi cam la același lucru ca în România. Bă, dar mi se pare foarte puțin să dai 15, 10, 10, 15, doar de 10, 15. Păi, orice! Și vreau să iau și ploaia albă. Nu știu dacă am apucat să o filmez în vlog sau nu. Dar am zis că n-am nevoie, că nu o să port cel mai probabil. Mai așteptăm până ne luăm și geanta albă. Că mășile sunt dintr-un material foarte prost. Mă disperă mirosul ăsta de magazin. Mă disperă mirosul de magazin de Stradivarius. Toate hainele miros. Deci aici Stradivariusul are un miros. Inițial îmi plăcea, acum nu mai îmi place. Nu știu cât o să port cămașa aceasta, dacă n-am văzut, am zis că nu pot să nu mi-o iau. E o cămașă cu dungi verzi, I mean, n-am mai văzut așa ceva niciodată. Dar o am și o am și pe aceasta, pentru că nu am nicio cămașă culoarea asta. Bine, nu prea port cămăși, dar am început să mai încumpăr din când în când în ultima vreme, în ultimul an. Deci mai avem două cămăși la colecție. În apărarea mea am doar o cămașă, sau nu, cred că am chiar două verzi, dar verdele ăsta. Și mai am una primită moștenire, ca să zic așa, mi-a plăcut foarte mult și am zis, băi, tu nu prea o porți, iubesc cămașa asta, arată super, ultra, mega interesant, please give me. Și mi-a dat-o, plus cămășile negre, pentru că am destul de multe cămăși negre în România și aici am doar una, crop top. Aia e de party, nu prea poate fi purtată mai nicăieri, pentru că e foarte scurtă. Cercei verzi, oh, 7,99. 8 euro, o pereche de cercei, what the fuck? Ok, și mai avem aici tricoul, ăsta e tricoul? Nu, ăsta e tricoul. Tricoul pe care l-am probat atunci când m-am dus în magazin și am și filmat, este un pic strâmb. O să mai fac oricum un try-on pentru TikTok, nu știu dacă și pentru YouTube, pentru că am făcut unboxing la câteva chestii care nu au fost încercate. Aș putea să fac try-on și la ăsta din nou dacă vă interesează. Anyway, o să îl probez din nou. Ăsta a fost XS, da? E posibil să-l păstrez, e posibil să-l schimb cu unul S,
Depinde, vedem. Ăsta a fost 10,99. Iar topurile, din câte mi-aduc aminte, au fost, cred că, 15 bucata. Topurile, maieurile. Nu, 12,99, 13 euro. Și avem pe albastru. Îmi place foarte mult materialul la aceste topuri. Știu că poate vi se pare iurea să ții 3 topuri la fel, culori diferite, însă mi s-a părut foarte bun materialul. Îmi place că vine așa și acoperă acele imperfecțiuni de aici pufoase, de care încă nu am scăpat, pentru că încă nu am apucat serios de sport. Așa, avem și pe negru. Cred că mi le-am luat pe toate pe S. Până la urmă, da. Nu știu, mie un pic parcă strâm și S-ul. În acel clip am spus că nu mi se pare mare diferență între X și S, dar mi-era lene să mă mai duc să iau M-ul și să probez și M-ul, așa că nu m-am mai dus. Clasicul verde, că nu se putea, că pe ăsta l-am și reperat prima dată când am intrat în magazin, pe ăla verde, și după am văzut, bam, alb, negru, albastru. Nu, pe alb nu mi-am luat. Am câteva topuri albe și consider că am suficiente. Chiar nu am nevoie de mai multe topuri albe. Și chiar și așa le port foarte rar pe acelea, deși am unul care îmi place foarte mult și cred că o să încep să-l port mai des, că dacă am venit vara aici. Astăzi suntem pe 15 martie și au fost cam 23-24 de grade, iar vineri, azi e vineri. A, nu, de joi, de ieri a venit căldura și săptămâna viitoare vor fi 26 și 27 de grade în două zile. Deci îți veriem noi, pentru că vreau să merg și mâine la plajă și miercurea viitoare, când sunt 27 de grade, doar că m-am apucat de roa cu tani. Și chit că eu am căutat pe internet dacă poți să mergi sau nu la plajă, deși știu că n-ai voie să te expui la soare. Pe internet nu scrie că nu ai voie, pe internet scrie doar că trebuie să dai cu SPF. Și mama mi-a zis, mai am o programare cu dermatologul nostru, că am dermatolog și în România și în Spania. Glumesc pe naiba. Am fost constant la un dermatolog în România, iar mama mea are programare pe 22 martie la acel dermatolog și aștept să meargă să-mi întrebe dacă îmi recomandă să stau trecumite, sigur asta o să zică sau nu. Și pe 25 martie am programare cu dermatologul de aici. Long story short, eu am primit rețeta pentru acest tratament din decembrie și n-am vrut să iau, pentru că am zis că trec, las că trec, las că trec. Am văzut că nu mai trec și cum am fost la finalul februarie, am zis, păi, adun că nu mai pot să mai rezist până la finalul martie, adun tu. Ai rețeta mea din România, pentru că n-avea rost să iau rețeta din România în Spania, pentru că nu se poate folosi. Dar oricum o să merg și la medicul de aici, am oricum programarea și oricum nu am tot tratamentul, mi-a luat mama doar 3 cutii pentru că atâtea a găsit. Ceea ce înseamnă că am tratamentul pentru o lună jumătate, deși ar trebui să iau 3 luni. Voi vedea ce zice și medicul de aici și cum voi arăta, cum va arăta tenul meu, spatele meu, mâinile mele, pieptul meu, dar cam peste tot. După o lună și jumătate. Dar este posibil să trebuiască să continui tratamentul și după ce îmi trece acnea. Am eu un feeling. Hai să vă mai arăt niște chestii interesante. Am luat aceste două ouă roz de la Nestle care au Smarties înăuntru și ăsta care are un pic de roșu pentru mama mea. Tot așa pentru Paște și mi-am luat M&M's-urile astea și M&M's-urile astea și mi-am dat seama că aș putea să iau mamei M&M's-urile albastre care sunt cu un pic de aromă de caramel de peanut butter. Mie nu mi-au plăcut, dar o să iau. Pentru că îi place caramelul și peanut butter-ul și chiar și dacă nu i-ar plăcea acele M&M's-uri, merită încercate și mi-am luat și geleuri, plus dulceață, plus banane, plus dischete de machiante, plus nu mai știu ce. M-am arătat doar chestiile mai interesante. Cât despre celelalte cadouri pentru Mihai, inițial am zis că o să le adaug la acest clip, dar cred că nu o să mai stau să fac asta, o să le vedeți dacă nu le-ați văzut deja în clipul cu fetele, pentru că am o idee de clip foarte, foarte mișto, pentru că mă duc în România și mă văd cu ele. Sper doar să reușim să ne sincronizăm programele toate trei, pentru că am fost o lună în România și nu am avut timp să ne vedem toate trei. Ne-am văzut doar separat. Anyway, vă mulțumesc că m-ați urmărit în acest clip. Exo, exo, Eva, pe data viitoare!